Salutare! Astăzi o să facem un nou episod în care o să facem un challenge și probabil ați văzut deja din titlu și o să degustăm două sau chiar trei pungi de cereale, pentru că am văzut că s-a cerut chestia asta și am ales în felul următor. Prima pungă de cereale este Nesquik, iar a doua este Lion. Așa că avem cele două pungi de cereale și o să le degustăm pe rând mai întâi. Prima provocare este să le degustăm pe rând. Ok, prima, o să vreau să vedem Nesquik, o să vreau să vedem cum arată ele. Ok. Și care sunt mai faine la aspect. Astea sunt biluțe negre, ok? Fără lapte, fără lapte vreau să zic. Am octat ciocolată și ori ciocolată, ori cacao, una și aceeași, deci e foarte bună chestia asta. Wow. Ok, e ok. E ok. Iar a doua, Lion, sunt, nu știu dacă se vede, sunt în formă de, nu chiar steluțe, dar puțin mai colorate, alb și negru, vanilie și cacao, cel mai probabil. Interesant. Mai dulce este Nesquik, însă când le mestec, știți că e chestia aia, să nu te zgârie în ceruguri și Nesquik parcă zgârie mai multe ceruguri dacă le mănânci fără lapte sau ceva. Însă astea sunt mai ușor de mestecat decât cele Nesquik. Deci Lion, să zicem că a câștigat de data asta. Chiar de acestea sunt mai dulci. Adică eu doar nu zic punctul meu de vedere. Poate pentru mine Lion a câștigat. Provocarea numărul 2 este cea mai specială, după cum știți. Și anume avem în felul următor. O lingură și bineînțeles un bol. Punem bolul jos. Prima și prima oară punem cerealele Nesquik. Îmi place cum cade. Ok. Ajung câteva, doar câteva. Bineînțeles avem laptele. Pentru că ce ar fi cerealele fără lapte? Nu ar... E ca și când ai trăi fără aer, ceva de genul. Hai să vedem. Știu că trebuie să le lăsăm până se fac, dar nu am răbdare, așa că bun apetit. Am de bun sunt. Perfect! Am adus alt bol. Așa că cerealele Lion, hai să le vedem. Bă, ce mișto sar! Zici că-s floricele la ce vreau sar. Nu prea multe. Punem lăpticul. Ajunge. Pentru că nu vreau să risipim prea mult. Amestecăm. Iar acum, bun apetit! Să zicem acum să luăm tot așa. Acestea Lion, de exemplu, eu când mănânc dimineața, mie îmi place să fie ceva mai dulce, așa că de data asta o să merg cu Nesquik, pentru că este mai dulce. Mie îmi place să fie foarte dulce, iar acestea Lion sunt foarte ușor de mestecat. La fel și cerealele Nesquik, dacă le lăsam să se înmoaie mai bine în lapte, probabil, cu siguranță, erau mult, mult mai bune, așa că de data asta merg cu Nesquik. Ok, după cum ați văzut și în titlu, este și o surpriză, așa că mai avem încă o pungă de cereale. Cookie Crisp Brownie. Așa că cerealele astea, eu sincer nu prea mai auzit de ele, dar am început să mănânc în ultimul timp din toate cerealele. Acestea în comparație cu cele de la Nesquik, ups, mi-a căzut în lapte, sunt mai mari, sunt aceeași culoare și sunt în formă de pernuțe. Așa că bon apetit! Astea se topesc mult mai repede în gură, pentru că se simte. Și față de Nesquik, nu te zgârie pe cerul gulii. Gulii. Pe cerul gurii, așa că o să vreau să zic că acestea sunt unele dintre preferatele mele de până acum. Pentru că, dar oricum, dulce, să zicem că cel mai mult dulce și cel mai dulce au fost cele de la Nesquik. Iar apoi pe locul 2, Lion, iar apoi acestea.
Așa că acestea au fost cerealele, le dăm la o parte. Când vă reamintesc, lăsați în comentarii ce fel de videoclip vreți să mai facem și veți fi responsabili pentru următorul videoclip și va apărea comentariul vostru în video. Așa că nu uitați să dați un mare like, să distribuiți acest video mai departe și că vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai delicioși dansatori și ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!